de telefoanele mobile și păstrați anonimitatea ședinței. Domnule Grevier, puteți striga cauza. Perol, acțiunea având ca obiect pretenții, reclamantă, Societatea Comercială X SRL. Pârâtă, Societatea Comercială Y SRL. Prezent și reprezentată prin avocata. Ca la președinte, procedura este legală deplinită. Toți reprezentanții legale au delegații depuse la dosarul dumneavoastră. Mulțumesc. Există cereri preamile sau pretenții de formulat? Instanța apreciază că în speță s-a invocat excepția în executării contractului. Partea care a invocat acest lucru, aveți cuvântul pentru a o susține. Doamna avocat, vă rog să încercați să-mi spuneți iar de întrebări dumneavoastră și de la susținerea făcută în speță. Dacă să mai mențineți susținerea, dacă nu, o să renunțăm la ea. Da, ne menținem susținerea în executarea contractului și, de asemenea, noi în calitate de părâți vrem să fac cea mai multe lucruri în vedere. SCY-SRL vă solicită, vă arată în primul rând că adunarea convocată, adunarea generală asociată... Vă rog să îmi susțineți strict cu privire la excepția în executării contractului. Cu privire la executarea contractului, paroții aferenți facturii cu numărul 7 nu au fost livrați, deoarece șoferul pe care era transportată marfa i-a vândut în mod greșit și astfel aceștia nu au ajuns la destinație. Astfel că, potrivit articolului 1556 noul cod civil, atunci când are obligațiile născute dintr-un contract semnalat sunt exigibile, anume între părți nu a executat sau nu oferă executarea obligației, cealaltă parte, într-o măsură corespunzătoare, poate să refuze executarea propriei obligații, afară de cazul în care legea din voința părților sau din uzanțe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai târziu. Vă rog să anunțați asemenea juridic. Articolul 1556. Onorată instanță, în ceea ce privește plata aferentă facturilor cu numărul de la 6 la 12 inclusiv, reclamata susține că acestea au fost acceptate și... Doamna, se va susține de excepția de neexecutare, instanța este numită, se va pronunța împreună cu fondul. Pe fond acordăm cuvântul în replică reprezentanții reclamantului cu privire la excepția de neexecutare. Doresc să adăugăm ceva? Da. Părâta a susținut că baloții nu au fost livrați, dar totodată susține și că aceștia au fost vânduți de către șoferul mașinii. Consider că pentru noi vânzarea este un caz fortuit în baza articolului 1351 din Codul Civil. De asemenea, ei au spus că nu au fost livrați. Odată ce șoferul i-a vândut, noi am livrat marfa. Deci considerăm că trebuie să se îndrepte împotriva acestuia și nu împotriva noastră, a firmei. Instanța este urmărită, o să ne comentăm în termenul de vânătarea de fond. De acord, putem să te pun de la... Conform articolului 1791 din Codul Civil, care definește obligațiile principale ale cumpărătorului, acelea de a primi marfa și de a plăti prețul. Considerăm că Pârâta a primit marfa și nu a achitat facturile. Acestea au fost acceptate de către ea prin semnarea acestor. De asemenea, am vrut să ne mutăm de la ei. Doamna avocat, vă rog să aveți puțină răbdare. De asemenea, constatăm că prin șampilare și semnare, facturile produc efecte în sarcina debitorului și anume plata prețului care este stabilit prin factură.
De asemenea, societatea noastră consideră că nu este răspunzătoare pentru, pentru evenimentele din timpul transportului, acesta reprezentând, după cum a spus și colega mea, cazul fortuit. Aducem la cunoștință că nu am fost înștiințați cu privire la procedura constatării vicilor ascunse a baloților care, pe care părâta le-a, le-a invocat, baloții aferenții factorii numărul 9 și 10, astfel încât expectativa de constatare cu un test neutru nu ne este opozabilă. Cu privire la factura numărul 12, menționăm că aceasta este un scris semnătură privată și produce efecte chiar dacă a fost semnată de către administratorul Florin și nu de administratorul Dan, așa cum se stabilise în contract. Pe bărbunul prezident contractual între dumneavoastră și Curita SGI Grifele? Nu am un prezident contractual existent între dumneavoastră și Curita SGI Grifele? Nu există. Așa cum în doctrină se știe, reprezentanții societății încheie acte cu terți în numele societății prin care acesta se obligă. De asemenea, cu privire la mențiunea formulată de către părâtă, cu privire la hotărârea AGA, considerăm că această hotărâre este opozabilă părâtei, fiind legal întrunită, convocată de către 1 pe 4 din numărul asociaților și a fost, hotărârea a fost votată cu, prin vot unanim, necesar fiind doar 1 pe 4 din acesta. Vorbim să ne indicați că nu e ilegal. Legea numărul 30, articolul 130 alineatul 4 din legea numărul 31 pe 1990. 1 pe 4 din numărul asociațiilor sau 1 pe 4 din capitalul social la întâlnire? Din capitalul social. Și în legătură cu actul constitutiv al societății, ce prevede acesta în legătură cu convocarea adunării generale ca și mijloace de, de publicitate? Că această hotărâre trebuie publicată în monitorul oficial în termen de 15 zile de la luarea ei. Vă rugăm să obligați părâta la plata sumei de 15.338 lei, debit aferent judecată cheltuielor de judecată în cuantum de 1.000 de lei, reprezentând taxa de timbru, timbru fiscal și onorarul de judecată, de avocat. Aveți continuare. De la luarea acestuia, iar decizia s-a luat, decizia s-a luat la 10-a-2-2012 și a fost publicată în monitorul oficial la 28-a-2012, astfel a fost încărcat termenul de 15 zile, fiind vorba de 18 zile. Onorată instanță, vânzătoarea SGXRL a fost cea care a contractat firma transportatoare specializată. Reclamația susține că pentru ea fapta șoferului este un caz fortuit și nu este răspunzătoare. Conform articolului 1351 alineatul 3, în codul civil, cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat. Ce trebuie să reține instanța cu privire la ISU? Puteți să repetați întrebarea? Ce să reține instanța cu privire la ISU? Păi, cazul fortuit este un caz ce nu poate fi împiedicat. Deci, societatea X este cea care a contractat firma transportatoare, prin urmare trebuie să îndrepte împotriva firmei transportatoare. Pentru că în cauză vorbim practic despre un furt care se verifică conform legii penale și nu poate să invoce un caz fortuit. Onorată instanță, de asemenea, reclamanta a adus în discuție plata facturilor aferente numărului 612, în care aceasta susține că ele au fost acceptate și semnate, însă se cunoaște faptul că, de regulă, factura este un act unilateral, opozabil numai părții emitente. Simpla recepția facturii și aplicarea semnării de, de primire nu echivalează cu acceptarea facturii și a clauzelor scrise pe aceasta. Aceasta trebuie să fie, clauza trebuie să fie expres acceptată pentru a fi opozabilă debitorului. De asemenea, am luat instanță
vedere că paloții din data de 7, numărul 7 din data de 18.9.2012 nu au fost livrați, iar paloții aferenți facturilor din data de 2.2.2012 și 22.11.2012 aveau vicii ascunse sub ambalaj. Considerați că viciile au apărut până la predare sau în cele 7 zile de la efectuarea expertizei? Considerăm că acestea au fost apărute până la momentul predării. Pentru că avem în discuție viciul unui bun ce nu putea fi descoperit la momentul predării, întrucât acestea erau ascunse sub un ambalaj. Deci, și erau vorbite despre vicii ce le făceau total inutilizabile. Astfel, conform condițiile de păstrare au fost respectate? Condițiile de păstrare au fost respectate, întrucât vorbim de o firmă care contractează acest tip de activități și acum a fost contractată și cu alte firme. Și care este scopul pentru care ați contractat cu reclamanta SCIS? Doar de obținerea unui preț mai bun. Cele invocate de părți și față de situația de fapt, instanța constată că adunarea generală a SCXRL a fost legal constituită și, totodată, hotărârea acesteia a respectat termenul legal de publicare la Registrul Comerțului. În aceste condiții, hotărârea ACA putea produce efect. Această concluzie se temează pe dispoziția articolului 195 și articolul 131, alineat 4, din legea 31/90, privind societățile comerciale. Instanța apreciază, însă, că în acest caz s-ar putea reține inexistența mandatului acordat de vânzătoare și, prin urmare, inopozabilitatea contractului de vânzare față de acesta. Curtea observă că excepția de neexecutare invocată de către părâtă este parțial întemeiată, respectiv în ceea ce privește baloții lipsă. Este adevărat că, potrivit convenției părților, cumpărătoarea trebuia mai întâi să plătească integral prețul și numai apoi urma să primească cel de-al doilea lot de baloți.
Dar reclamanta, deși nu a primit integral plata prețului, așa cum era inițial stabilit în contract, a procedat la remiterea celui de-al doilea pilot de valos la cererea cumpărătoare, înțelegând astfel că să renunțe la beneficiul ce fusese stabilit prin convenția părților. Cât privește cea de-a doua susținere a reclamantei, aceea că fapta șoferului transportator este un caz fortuit și nu este răspunzătoare, SCXRL susține că părâta poate chema în judecată în acțiune în regres pe șofer sau pe societatea de transport. Față de acestea, instanța consideră că, în speță, nu este relevantă existența sau nu a unui caz fortuit, întrucât și în situația calificării faptei șoferului ca fiind caz fortuit, conform celor susținute mai sus, riscul ar fi suportat de către reclamanta vânzătoare. În plus, în ce privește acțiunea în regres împotriva transportatorului, aceasta nu ar aparține cumpărătoare destinatară în contractul de transport atât timp cât nu a procedat la acceptarea acestuia potrivit articolului 1977, noul cod civil. În întâmpinare, părâta afirmă că baloții aferenți facturilor numărul 9 din 22-11-2008 și numărul 10 din 2-12-2008 aveau grave vicii ascunse sub ambalaj, care îi făceau inutilizabili. Ca probă, aceasta aduce constatarea unui expert autorizat, făcută la o săptămână față de ziua primirii lotului al doilea. În raport de cele invocate și susținute de părâta SCYSRL, instanța apreciază că, în speță, intervine garanția vânzătoarei pentru vicii ascunse, reglementate de articolul 1707 și următoarele din codul civil, față de circumstanțele executării contractului, respectivă livrarea în bune condiții a primului lot de baloți, existent unei părți în al doilea lot livrată corespunzător, existența unei părți din al doilea lot livrată corespunzător, dar și caracterul inutilizabil al baloților corespunzător facturilor numărul 9 din 22-11-2008 și 10-2 și factura 10 din 2-12-2008, instanța apreciază că, fiind cea mai bună măsură, potrivit articolului 1710, cod civil, reducerea prețului corespunzător valoților afectați de vicii. Acceptarea la plata facturilor de către SCYSRL nu are relevanță. Obligația de plata prețului își avea izvorul în contractul dintre părți, iar nu în acceptarea facturilor. Însă, nu putem înțelege că obligația de plata prețului a fost asumată în orice condiții. Ori ținând seama de faptul că ulterior primirii mărfii, părâta a constatat că baloții aferenți facturilor numărul 9 și 10 erau afectați de grave vicii ascunse, care îi făceau total inutilizabili, și mai mult decât atât, marfa era incompletă, lipsind doi baloți aferenți facturii numărul 7 din 18-9-2008. Nu se poate reține în sarcina cumpărătoare obligația de plată a întregului preț. Pe de altă parte, din susținerea părâtei privind semnarea facturii numărul 12 din 5-1-2012 de către administratorul Florin, nu poate fi primită. Întrucât mandatul acordat administratorului Dan, dincolo de problema valabilității lui, nu privește și întocmirea facturilor. În plus, Florin avea calitatea de administrator și manager al societății, ceea ce îndreptea semnarea facturilor de către acesta, îndreptățea pe acesta să semneze facturilor și mai mult, așa cum s-a reținut mai sus, obligația de plata prețului nu și-are izvorul în emiterea facturilor, ci în contractul încheiat între părți. Având în vedere opinia separată a distinției mele colege, îi dau cuvântul pentru susținerea acestea. În ceea ce privește riscul și transmiterea acestuia în contractul translativ de proprietate, instanța apreciază că din situația de fapt, în ceea ce privește cel de-al doilea lot de baloți, riscul nu a fost niciodată transferat, întrucât vânzătoarea a înțeles să realizeze transportul pe cheltuiala sa, în felul acesta rămânând debitoarea obligației de executat. Ne aflăm în ipoteza articolului 1274 alineatul 1 cod civil, și nu în ipoteza articolului 1667, care prevede faptul că dacă transportul ar fi fost achitat de cumpărătoare, aceasta și-ar fi asumat riscul. Astfel, SCXRL și-a asumat în continuare obligația de predare a restului de baloți, rămânând debitoarea obligației de executat. Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște. Admite în parte cererea de chemare în judecată și obligarea părâtei la plata sumei de 15.338 de lei. Respingerea
respinge pretențiile reclamantei privind contravaloarea. Admite în parte cererea de chemare în judecată și obligă vorbita la plata sumei de 15.338, cu recurs în 5 zile de la pronunțare, pronunțată în ședință publică, astăzi, 27.04.2013, președinte Morărescu Adina Lorena și Cătier. Vă mulțumesc! Declarăm ședința închisă.